Trento, Romanie. Se intonează imnul Uniunii Europene. Stimați invitați, onorată asistență! Ca în fiecare an la 9 mai, sărbătorim astăzi Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, dar și Ziua Uniunii Europene. Ceremonialul militar religios organizat cu ocazia acestei zile și la care participăm astăzi împreună, va cuprinde în continuare un serviciu religios, mesajul primarului municipiului Turda adresat cetățenilor, depunerea de coroane și defilarea gărzii de onoare. În următoarele câteva minute vom asista la un tedeum oficiat de preoți ai bisericilor românești din Turda. Să-i ascultăm! Să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru ca să primească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum nevrednicilor robilor săi, pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră, pe care o aducem cu inimă smerită pentru facerea de bine ce am primit-o de la dânsul, ci căutăm noi cu bun miros să fie primită rugăciunea noastră Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru că așa cum s-audă glasul rugăciunii vrednicilor serviilor săi,
și dorința cea bună a credincioșilor săi totdeauna să o împlinească și să-i îndrepteze spre bine și ca un milostiv pururea să ne facă bine nouă și Sfintei sale Biserici și tuturor credincioșilor săi să le dăruiască cerere cele spre mântuire. Domnului să ne rugăm! Pe domnul Cristian Octavian Matei, primarul municipiului Surda, care va adresa locuitorilor Surzii mesajul domniei sale cu ocazia zilei de 9 mai. Domnule primar. Preacucernici părinți, onorată audiență, dragi ostași, marcăm astăzi împreună o zi istorică extrem de importantă, cu o mare consistență. Această zi, data de 9 mai, este de fapt o triplă sărbătoare. Se împlinesc 140 de ani de când statul român își proclama independența. 9 mai 1877 a fost apogeul unor eforturi însemnate și susținute, o desprindere definitivă de suzeranitatea otomană. A fost momentul în care Mihail Cogălnicianu declara: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. 9 mai 1945, momentul în care aliații au obținut victoria în fața Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Moment în care s-a pus capăt cele mai devastatoare conflagrații din istoria Europei. De 67 de ani, în fiecare an, data de 9 mai, este ziua în care sărbătorim unitatea prin diversitate. Este ziua în care a luat naștere Uniunea Europeană, ziua istorică în care ministrul francez de externe, Robert Schuman, propunea un plan de colaborare între două mari puteri, Franța și Germania. Printr-o uniune de forțe s-a ajuns la politica unitară pe care o are astăzi Europa. Vedem acum cât de important este fiecare actor, cât de multă consistență și greutate are termenul echipă. Toate aceste reușite istorice și nu numai au fost realizate în echipă. Mesajul meu astăzi pentru voi, dragi turdeni, este să rămânem o echipă. În această triplă sărbătoare, în care este vorba despre oameni care au avut curaj și care și-au unit forțele într-un scop comun, se cuvine să reflectăm asupra acestei idei și să ne amintim mereu că doar împreună, unii alături de alții, rămânem și suntem o forță. Îi mulțumim domnului primar pentru cuvântul domniei sale. Urmează depunerea de coroane. Comandantul garnizoanei Turda. Depunerea de coroană oficială s-a încheiat aici. Celelalte delegații prezente vor depune coroane după încheierea ceremonialului militar religios, conform legii 215 din 2016 privind ceremoniile oficiale, lege în vigoare de la 14 decembrie 2016.